sicura hai osservato che in prasma unei persoane te simti imediat golit di orce energia. Asta nu este doar o sensație, se întâmplă într-adevăr, există într-adevăr vampirii energetici. Hai să vedem ce este de făcut. Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor, sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiindcă energia este o componentă esențială a orice fel de performanță, de asta vorbim astăzi. Energia este o temă imensă, eu deja am vorbit asupra acest subiect și am spus că secretul percepției energiei este faptul de a se focusa asupra ce se poate, asupra potențial, asupra ce este posibil. Și am zis că dacă vreau să ridicăm pe moment nivelul nostru energetic sau percepția noastră subiectivă a energiei, este tocmai de a se focusa asupra ce se poate face. Evident, valorează și contrariul. În momentul în care eu mă focusez asupra ce nu merge, ce nu pot face, ce este imposibil, asupra limitațiilor mele, imediat percepția mea individuală de energia scade. Acum, se pare că niște oameni, pentru că am zis că toți suntem în căutarea de energia, pentru a ridica nivelul lor energetic, încearcă pur și simplu să dea jos nivelul energetic a celorlalți. Asta e o metodă foarte urâtă, foarte și oricum care nu dă randament pe termen lung, pentru că e un nivel de energie foarte, foarte negativă. Dar pe moment ceva servește. E momentul, cum se întâmplă asta? Imediat, dacă vin la tine și te spun ceva negativ despre tine, ceva care nu ești în stare să-l faci sau ceva pe care nu ai făcut bine, imediat nivelul tău de energie scade și eu mă simt pe moment un pic mai bine. Ești cu toții, nu? Adică te duci la un prieten cu proiectul tău, cu ideea ta pentru o afacere, pentru orice și asta te aștepți un pic de entuziasm și le spui, ba nu, ce prostie asta, cum te-a venit în minte, nu o să meargă niciodată, cum te vin? Și imediat nivelul tău de energie se duce spre zero. Sau tocmai ai făcut ceva, crezi că ai făcut ceva bun, te aștepți un compliment de la partener, de la șeful, de la oricine și de fapt ți se spune că nu ai făcut deloc bine și din nou nivelul tău energetic scade. Asta este partea directă, e parte directă de atac, pentru că în momentul în care fiecare te îndreaptă atenția spre ceva negativ despre tine, unde negativ înseamnă că nu poți asupra o limitație, imediat percepția ta energetică scade. Ok. Dar atenție, lucrurile sunt mult mai serioase e nu se referă doar la atac personal, pentru că în sensul ăsta e ceva evident, dacă cineva te atacă, e clar că te simți atacat pe tine și dacă asculți, dacă îi dai voie, nivelul tău energetic scade. Dar asta se întâmplă chiar, și aici intrăm într-un domeniu imens, chiar atunci când cineva pur și simplu se plinge. Să stai în prajmă de un om care se plinge de vremea, se plinge de politica, se plinge de curățenie, se plinge de primarul, se plinge de orice, ok? Și știm cu toții, ce persoane care oriunde le aduci se plâng de ceva, îi aduci la mare, e prea aglomerat, îi aduci la munte, sunt în țari, stai acasă, e prea cald, în fine. Orice faci, au ceva de comentat și ceva care nu-i convine. Dacă ai în prajma, pur și simplu ai o sugestie permanentă de nivelul energetic care scade, pentru că poate au și dreptate, dar tu dai atenție la ceva care scade nivelul energetic. Deci, dacă ai de-a face cu cei care se plâng într-una, soluția cea mai simplă este stai departe. Chiar dacă e un prieten, chiar dacă e o rudă, stai departe și mai mult. Pentru că oamenii ăștia te distrug viața. Și din experiența mea, aș vrea să pot spune că contrariul merge, că eu îi ajut să ajungă pe partea pozitivă. Când încerci să ajuți pe cei care
sunt permanente așezați pe linia asta, pur și simplu se supără, deci nu crede că e vreo șansă. Deci, asta pentru ceilalți, atenție! Și dacă noi suntem cei care se plâng într-una, verificați limbajul, pentru că s-ar putea că o groază de probleme pe care le aveți, le ai pe plan psihic, vine de la faptul că nu faci altceva decât să îndrepti atenția tot timpul pentru lucruri care nu merg. Vorbim mâine de altceva. O zi bună în continuare.